Scumpi frați, escatologia a devenit un măr de discordie al teologiei moderne. Vreau din start să vă spun că teoria pretribulaționistă, care înseamnă răpirea bisericii înainte de necazul cel mare, este o teorie creată în America în anii 1800, începând cu anii 1800. N-a existat până atunci în scrierile bisericești și în doctrina bisericii din niciun secol. Toți scriitorii bisericești au înțeles de-a lungul secolelor, într-o formă sau alta, că răpirea bisericii este pe fond de prigoană, pe fondul unei prigoniri globale. Și aș vrea să vă spun că în 1990, în biserica pe care o păstoream, am început o serie de lecțiuni din Apocalipsă. Și după, eu am fost crescut, pentru că în doctrina adusă și la Seminarul Teologic din București și în bisericile din București, nu mă bag mai departe, dar probabil că peste tot în țară, a fost această teologie pretribulaționistă, că Domnul poate veni la noapte. Și așa am crezut, așa am luat-o de bună. Am considerat că e adevărat. Când am început să prezint lecțiunile, am început să citesc versete din Apocalipsa, din Matei, de peste tot, din Tesaloniceni, și dintr-o dată am început să mă împiedic în anumite versete care spuneau tocmai invers de cum eu eram pregătit să spun. A fost probabil unul dintre cele mai rușinoase momente din viața mea. M-am oprit și le-am spus: fraților, am o mare rugăminte să mă înțelegeți, eu sunt tânăr. Spun și ce gândesc, dar spun și ce mai învăț de la alții. Și cam asta am învățat eu, însă cam să clatină versetele sub mine, n-am platformă solidă. Și zic, se pare că nu știu suficient de mult despre subiectul ăsta și nu e chiar ceea ce cred eu în Scriptură, așa că am să-mi cer permisiunea să mă opresc și să-mi dați voie să mă duc să mai studiez un pic și, pe urmă, când mă luminez mai mult, atunci o să vin să vă spun. Asta s-a întâmplat în 90 și n-am făcut-o decât prin anul 2002-2003. Pe vremea aia nu aveam computer cu search engine și cu concordanțe și cu Biblia la buton și a trebuit să iau dintr-o scoarță în alta toată Biblia și cum am găsit un verset care mi s-a părut apocaliptic, l-am scris de mână, că n-aveam nici computer în 1990. După ce am luat toate versetele din Apocalipsa sau apocaliptice din toată Biblia, am început să le grupez pe categorii și le-am scos afară pe cele care aveau o referință directă la răpirea bisericii. Pe urmă am început să despart versetele care vorbesc de răpire și care vorbesc de mânia lui Dumnezeu. Am început să le combin cu cele care vorbeau de prigonirea finală a bisericii. Pe urmă le-am legat de Israel și am descoperit că răpirea iminentă a bisericii n-a fost niciodată propovăduită și nu este propovăduită în Scripturi. De exemplu, dacă credem în iminența răpirii, asta înseamnă că atunci când Domnul Iisus s-a înălțat la cer, din momentul ăla El se putea întoarce oricând. Nu? Asta înseamnă iminență. Poate să vină oricând, în orice secundă din momentul înălțării. Probabil de-aia ucenicii au rămas cu ochii pironiți în sus și a trebuit să li se spună: bărbați galileeni, pentru ce ați rămas cu privirile pironite în sus? Acest Iisus care s-a înălțat la cer va veni în același fel. Voi acum aveți treabă.
10 zile nu se întoarce. Pentru că voi trebuie să primiți o putere. Următorul jalon profetic nu era revenirea Domnului. Nu venea nici în prima noapte, nici în a doua, nici în a treia, nici în a cincea, nici în a zecea. Până nu se împlinea pogorârea Duhului Sfânt. După care le-a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Ei, în 300 de ani, primele generații de creștini au făcut lucrul ăsta în lumea cunoscută de atunci. Fără trenuri, fără avioane, fără mașini, fără autostrăzi. Domnul încă n-a venit. De ce? Pentru că sunt încă două jaloane profetice majore înainte de răpirea bisericii. Până nu se întâmplă aceste două lucruri, răpirea bisericii nu poate avea loc și e biblic. Ascultați în Matei 24. Ce spune în versetul 31? El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare. Deci avem o trâmbiță, nu? Trâmbița o avem. Și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Asta este răpirea bisericii, la trâmbiță. Ca să clarificăm situația cu trâmbița și să nu mai trebuiască să ne întoarcem, mergem la 1 Corinteni, capitolul 15. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului aici. În versetul 51 începând. Iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi. La cea din urmă, trâmbiță. Ajungem imediat din nou la Matei, dar între timp, haideți să mergem la Apocalipsa, mai întâi, capitolul 10. Ne ducem exact acolo unde este trâmbița a șaptea. Și ascultați ce spune la Apocalipsa 10 cu 1. Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște sâlbi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ. Știți că pământul reprezintă pe Israel și marea reprezintă neamurile. Și a strigat cu glas tare cum răgnește un leu. Când a strigat el, cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele șapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu și am auzit din cer un glas care zicea, pecetluiește ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce au spus. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă spre cer, și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, că nu va mai fi nicio întârziere. Și acum ascultați, ci în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță, la cea din urmă, trâmbiță, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Care este taina lui Dumnezeu? Vestită de proroci. Hristos și biserica. Asta este taina lui Dumnezeu. Arătați-mi o altă taină sacră a lui Dumnezeu. Nu este. Taina lui Dumnezeu este Hristos și biserica. Și mai este, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi transformați. Răpirea bisericii, Hristos și biserica, la răpire, asta e taina lui Dumnezeu. În zilele în care al șaptelea înger va suna din trâmbiță,
Se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Și acum ascultați ce spune cuvântul Domnului în versetul 15 din Apocalipsa 11. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ. Asta e reprezentanța semințiilor lui Israel și reprezentanța apostolică a bisericii. Autoritatea prezentă înaintea lui Dumnezeu care reprezintă Israelul și biserica. Că de azi 24, 12 și 12. S-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: să-ți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice, care ești, care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroși, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu care este în cer, v-am spus că templul de pe pământ, templul al treilea, este o impostură. Pentru că nu este construit pentru Hristos. Pentru Hristos e templul din cer. Și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Cine este chivotul mărturiei? Cine poartă mărturia lui Hristos? Biserica. Știți că ăștia caută chivotul. Știți ce spune profetul Ieremia? Isaia. Nu-l vor mai căuta, nu vor mai întreba de el, nu-și vor mai aduce aminte de el și ce nu vor mai face altul în locul lui. De ce? Pentru că nu mai e nevoie. În domnia de 1000 de ani, chivotul lui Dumnezeu pe pământ este biserica Domnului Iisus Hristos. Ei, aici este răpirea bisericii. Și acum ne întoarcem la Matei 24. Că trebuie să vorbim ceva despre Israel. Versetul 32. De la smochin învățați pilda lui. Știți că smochinul îl reprezintă pe Israel. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Smochinul a fost blestemat și uscat și n-a adus rod. Și acum, dintr-o dată, are frunze, înfrunzește. Există două stări ale lui Israel. Starea de înfrunzire și starea de rodire. Când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, Israelul avea frunze, că era stat. Așa, sub robia romană, dar era stat. Când Domnul a ajuns în dreptul smochinului, avea frunze, dar n-avea roade. Ce spunea Ioan? Va alege Dumnezeu un alt neam care va aduce roadele cuvenite, pentru că Israelul era cu frunze, dar fără roade. Acum, în 1948, înainte de 1948, Israelul nu era nici frunze, nici roade. Era încă în starea de blestem. Era uscat, împrăștiat în robie. Nu era stat. Și acum ascultați. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta. Care neam? Nu neamul contemporan Domnului Iisus. Neamul minunii învierii lui Israel în 1948. Nu va trece, asta înseamnă nu se va consuma, nu va muri de tot. Generația aceasta este sensul cuvântului, neamul acesta de oameni. Nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Acum, un neam, o generație de oameni poate să fie 20 de ani prin termenul de reproducere, pentru că procreerea poate avea loc, să zicem, în jur de 20 de ani, începe o altă generație. În sens profetic este 40 de ani.
în sens istoric este 100 de ani, că Biblia vorbește despre veacuri, sfârșitul veacurilor. Din momentul 1948, o generație de oameni ține sub 100 de ani. 70, 80, chiar 90. În 2018 s-au împlinit 70 de ani. Am intrat în vârsta celor mai tari, până în 2028. Și dacă mai adăugăm un 5, 6, 7 ani, că nu va trece de tot. Știți că generația primului război mondial s-a consumat și probabil și asta la al doilea război mondial. Mai e unul acolo. Au căutat să vadă care e ultimul care se stinge din prima generație. La fel, nu va trece generația aceasta de oameni de când, din 1948, până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Care? Versetul 4 din Matei 24. Drept răspuns Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Rețineți cuvântul atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, câte nu sunt, foamete, câte nu este, și ciun, pandemii. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul lor. Și acum ascultați, versetul 9. Atunci, toate astea sunt începutul durerii, dar sfârșitul nu va fi atunci. Când e sfârșitul? Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Asta spune Domnul Iisus Hristos. Aici nu e vorba de Israel, că Israelul nu e urât pentru numele Domnului Iisus Hristos. Biserica e urâtă pentru numele Domnului Iisus Hristos. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit, va fi răpit. Și acum încă o dată, pe fondul acesta de prigoană globală, când, dacă ne prigonește pe tot pământul, atenția întregului pământ e îndreptată asupra noastră. Anticristul crede că ne extermină și când colo ne ajută să predicăm Evanghelia, prin faptul că murim pentru Hristos pe tot pământul. E Evanghelia pe tot pământul. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Știți că prigoana creează cel mai bun spațiu pentru propovăduirea Evangheliei. Datorită prigoanei s-au împrăștiat ucenicii în toată lumea și au predicat Evanghelia din Ierusalim. Datorită prigoanei le-a făcut Nero popularitate de toată lumea. Știu cine sunt creștinii și ce zic creștini. În tot imperiu. De aceea, versetul 15, când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, Anticrist, dându-se drept Dumnezeu în templu. Cine citește să înțeleagă, atunci ce vor fi în Iudeea să fugă la munți. Și acum ascultați de ce. Biserica deja a fost exterminată. Biserica deja a fost prigonită. După ce prigonește și extermină biserica și mai rămân în viață câți mai rămân, Anticristul își îndreaptă tirul către Israel și spune, când
se vor întâmpla aceste lucruri, vine rândul lui Israel. Se rupe legământul, se așează în locul preasfânt, începe conflictul cu Israelul și extermină Israelul. Și acum, ascultați istoria celor trei rămășițe. În Luca 18 cu 78, Domnul Iisus Hristos spune așa: și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Știți de ce nu va găsi? Pentru că biserica este exterminată, e doar o rămășiță acolo. Dacă toată biserica ar fi pe pământ, în viață, când ar veni Fiul omului, ar găsi credință pe pământ. Însă, dragostea celor mai mulți se va răci, mulți se vor lepăda de credință și care au rămas în credință vor fi persecutați și omorâți. Că de-aia strigă sufletele de sub altar, răzbunare, și Domnul le dă o haină albă și le spune să mai aibă răbdare până când li se va împlini numărul tovarășilor de slujbă. În timpul, nu în timpul potirelor mâniei, ci în timpul peceților și a trâmbițelor. Vreau să fac o paranteză cu pecețile, trâmbițele și potirele. Vedeți, una din greșelile pe care le facem citind despre ele, noi citim despre pecetea întâi și este un segment de timp. Pecetea a doua și e un alt segment de timp. Pecetea a treia, un alt segment de timp. Pecetea a patra, pecetea a cincea, pecetea a șasea și pe urmă pecetea a șapte. Și pe urmă, după ce le-am înșiruit pe toate șapte, începem. Asta e trâmbița 1, trâmbița 2, trâmbița 3, trâmbița 4, trâmbița... Și câtă distanță am făcut la peceți, asta facem la trâmbițe. Și pe urmă înșiruim potirele. Nu este așa. Ultima pecete nu e nimic. Ultima pecete sunt trâmbițele. Cu alte cuvinte, avem pecetea 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, după care la a 7-a pecete e trâmbița 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 și a 7-a trâmbiță e răpirea, dar nu mai e nimic. A 7-a trâmbiță declanșează pecete, potir. Lucrurile se accelerează. Știți că zilele vor fi scurtate, zilele de prigoană, zilele de mânie, pentru că dacă nu s-ar scurta, nimeni n-ar scăpa nici din Israel, nici din biserică, nici dintre neamuri. Ori Dumnezeu are nevoie de trei rămășițe. Prima rămășiță e rămășița credinței. Va găsi El credință pe pământ? Puțină. Pentru că puțin vor mai fi oamenii credinței. Este purificarea bisericii. O parte din biserică este înlăturată prin lepădarea de credință. O mare parte din biserică este înlăturată de pe pământ prin prigonire și prin martiraj. Și vom avea prima rămășiță, rămășița bisericii. 2. Rămășița lui Israel. Ascultați ce spune Romani 9 cu 27. Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Iată dar rămășița lui Israel. În Apocalipsa 12, unde femeia este Israelul, copilul de parte bărbătească este biserica. De ce? Că spune acolo că acest copil va cârmui neamurile cu un toiac de fier, ca și în Isaia. Cine cârmuiește în domnia de 1000 de ani? Hristos și biserica. Că zice, au înviat și au împărățit împreună cu Hristos 1000 de ani. Copilul din Apocalipsa 12 este Hristos și biserica. Mai departe, spune că satana e dat jos din cer,
De ce? Pentru că nu mai are pe cine pârâ. Și interesant, ascultați declarația rămășiței lui Israel, care acum îl slujește pe Hristos. Pârâșul fraților noștri, uite că ajungem să fim frați cu ei. Pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra, a fost aruncat jos. Ferice de tine cerule, vai de tine pământule, că știe că are puțină vreme. Și zice, frații noștri l-au biruit prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața până la moarte. Este vorba de exterminarea fizică a bisericii. Când zice Biblia că îi va birui pe sfinți, nu îi va birui spiritual, îi va birui fizic, îi va extermina fizic. Ați auzit probabil expresia, păi bine domne, mirele își bate mireasa înainte să o ia la cer, păi dacă asta e bătaie, o bate de 2000 de ani. Că de 2000 de ani, știți că în tot timpul au fost prigoniți în lumea asta? Și știți că în secolul 20 sunt cele mai multe victime între creștini, martiri, decât în primele 19 secole la un loc? Au fost mai mulți creștini martirizați în secolul 20 decât în primele 19 secole împreună, la un loc. Asta e vremea în care trăim, civilizația în care trăim. Or, spune Biblia că femeia a fost ajutată de pământ atunci când balaurul a început să o atace și a fost protejată 3 ani și jumătate în pustie, dar nu tot Israelul, și anume rămășița ei. Atunci când Dumnezeu pecetluiește pe cei 144.000, 12.000 din fiecare seminție, toată lumea caută cele 10 seminții. Să știți că Dumnezeu le ține evidența și îi are și îi va scoate la iveală. A păstrat 12.000 de bărbați puri din punct de vedere genetic și puri parte din seminția din care fac parte. Pentru ca să repopuleze poporul Israel, că de-abia în domnia de 1000 de ani se împlinesc profețiile făcute lui Avraam, că națiunea lui va fi cea mai puternică, că va fi cea mai numeroasă din lume și că muntele Sionului va fi cel mai înalt și că toate popoarele vor veni să se închine acolo. Abia atunci nu s-a împlinit niciodată în istorie promisiunea că vor fi ca nisipul mării și ca stelele cerului. Întotdeauna au fost națiuni mai numeroase decât Israelul. Dar în domnia de 1000 de ani, toată lumea o ia de la zero. Și în domnia de 1000 de ani, Israelul, cu baza aceasta pură genetic de 12.000 de bărbați din fiecare seminție, va cunoaște o explozie demografică fără precedent. Chinezii și indienii nu-s nimic pe lângă ceea ce va fi Israelul atunci. Și acum, am vorbit de rămășița lui Israel, rămășița bisericii, haideți să vedeți rămășița neamurilor. Isaia 31:11-13. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborî semeția celor asupritori. Voi face pe oameni mai rar decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din Ofir. Pentru aceasta, deci ca să obțin acest rezultat, voi clătina cerurile. Pământul se va zgudui din temelia lui de mânia Domnului oștirilor în ziua mâniei lui aprinse. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. În primii 3 ani și jumătate, neamurile se mânie, biserica exterminată, imediat după aia începe mânia împotriva lui Israel, necazul lui Iacov, care a făcut legământ de pace cu moartea și cu locuința morților. Paralel începe mânia lui Dumnezeu și la fiecare potir scade puterea lui Anticrist, crește puterea Domnului Iisus Hristos, rămășița lui Israel este protejată, biserica este deja răpită,
și conturile se încheie. Dragii mei, vreau să mai argumentez un lucru din Tesaloniceni și pe urmă am să așez în contextul istoric de astăzi situația lui Israel și ceea ce mă gândesc că biblic trebuie să se întâmple, pentru că sunt foarte mulți care spun că Domnul Iisus, atunci când ucenicii l-au întrebat cum se vor sfârși, când vei așeza din nou împărăția lui Israel, Domnul le-a spus, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele, pe acestea Tatăl le-a ținut sub stăpânirea Lui, voi veți primi o putere și îmi veți fi martori. Care este motivul pentru care acord Domnul Iisus Hristos le spune, schimbă subiectul? Nu Domnul Iisus a schimbat subiectul, Domnul Iisus i-a adus înapoi la subiect. Ei au schimbat subiectul, El le vorbea de pogorârea Duhului Sfânt și de Marea Trimitere și ei spun, hai că vedem noi astea, cum e cu împărăția lui Israel, că asta-i durea pe ei. Și Domnul Iisus ia mai termină, de asta vorbeam, despre asta vorbeam eu. I-a întors înapoi la subiect, revărsarea Duhului Sfânt și misiunea globală. Și de aici s-a creat mitul că noi nu trebuie să știm nimic, că trebuie să băgăm capul în nisip și o sumedenie de versete, inclusiv cartea Apocalipsei, e în afara studiului nostru, că nu trebuie să știm nimic, că Domnul va veni ca un hoț. Stimați frați slujitori, dumneavoastră și bisericile pe care le slujiți, să vă ferească Dumnezeu pe care va să vină Domnul pentru voi ca un hoț. Și acum argumentăm biblic. Ascultați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Ia auziți aici. Capitolul 5 din 1 Tesaloniceni. Vorbeam de vremi și soroace, că despre vremi și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie. Dar de ce n-are trebuință, n-avem trebuință? Pentru că voi înși vă știți. Păi am crezut că n-avem voie să știm. N-aveți voie să știți când nu vreți să știți. Pentru că pe voi vă doare capul de împărăția lui Israel. Ăștia erau biserică și vreau să știe când se va instaura din nou împărăția lui Israel. Ei erau lipiți de Israel. Căci voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Amin? Voi sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Creștinii pentru care Hristos va veni ca un hoț sunt creștini adormiți, sunt fecioarele adormite și fără un de lemn de rezervă în vase. Ăia sunt credincioși și surprinși care dau din colț în colț la venirea Domnului. Pentru noi venirea Domnului nu este ca un hoț. Și acum, când începe harul, era harului Domnului Iisus Hristos în lume? Nu începe la naștere. Domnul Iisus Hristos s-a născut din femeie sub lege. Și-a respectat și-a împlinit legea până în ziua în care a început să propovăduiască harul. Și eu cred că harul a început odată cu jertfa Domnului Iisus Hristos, dar dacă vrem să împingem puțin lucrurile, numai devreme decât începerea misiunii sale de propovăduire a mântuirii. Când și-a început misiunea propovăduirii.
Și a zis, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Cu alte cuvinte, misiunea Domnului Iisus Hristos a început în jurul anului 30. Mai devreme sau mai târziu, că nu știm ziua și ceasul, dar cunoaștem vremurile. Și suntem chemați să le cunoaștem. Plus minus câțiva ani, în jurul anului 30 a început misiunea Domnului și pe atunci a fost și sacrificarea și moartea Domnului Iisus Hristos și începerea erei Harului. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Astăzi și mâine lucrez și în a treia zi vă voi da viața. Cu alte cuvinte, 2000 de ani, 2 zile de har. La Dumnezeu 1000 de ani sunt ca o zi și o zi ca 1000 de ani. Deci 2000 de ani de har, de la anul 30 începând. Însă știți că Dumnezeu jonglează puțin timpul. De exemplu, știți că poporul Israel s-a prevestit că va sta 400 de ani în robie. La un moment când s-au numărat toți ani, au fost vreo 430, nu? Dragii mei, noi nu fixăm zile și ani, dar trebuie să înțelegem vremurile în care trăim. Și vremea în care trăim este foarte aproape de împlinirea a 2000 de ani de la Golgota. Sau de la Iordan, de ce pot să predice Evanghelia. Acum, când Domnul Iisus Hristos a murit în anul 30-33, plus minus, a prevestit că nu va rămâne piatră pe piatră. Israelul era stat. De la nașterea Domnului Iisus Hristos până la cucerirea Ierusalimului au fost în jur de 70 de ani de concomitență între Hristos Mesia, mai târziu Biserica Domnului și Israel, o perioadă de concomitență. Pentru că sunt foarte mulți care spun, nu, se termină era lui Israel, începea bisericii. Există interpătrunderi și suprapuneri în istoria lui Dumnezeu. Tot așa, în 1948, când a înviat Israelul ca stat, a început o perioadă de suprapunere între Israel și biserică. Sunt concomitente. Deci 70 și vreo 5 de ani. Sunt concomitente. Există prima perioadă de concomitență și a doua perioadă de concomitență. Faptul că nu se va termina neamul acesta de oameni, dacă numărăm 70, 80, 90 de ani, de la 1948 ne duce către 2030, 2030 și ceva. Mai mult, ziua de odihnă a lui Dumnezeu, milenară, este a 7000 de ani și de la creație avem aproximativ 6000 de ani. Pentru că sunt 4000 de ani înainte de Hristos și 2000 de ani după Hristos. Flexibilitatea lui Dumnezeu este că împinge câteva zile încoace sau încolo, ca așa vrea El. Dacă a fost în stare la cuvântul lui Iosua să oprească soarele și să... Ei, am convingerea și cred. Nu-mi pare rău dacă nu o să fie așa. Că înseamnă că Dumnezeu mai dă timp de pocăință oamenilor. În al doilea rând, credința mea nu se zdruncină că se întâmplă cu o zi mai devreme, mai târziu, cu un an mai devreme, mai târziu, cu un secol mai devreme sau mai târziu. Dar bazat pe această matematică de ordin divin, între 2030 și 2040, ar cam trebui să se termine totul pentru că se sfârșește generația. Ce se întâmplă în Israel la ora actuală, se creează acea criză imensă pe care doar Anticrist o va rezolva.
Am fost în Israel în luna septembrie, am ajuns câteva zile înainte să înceapă conflictul. Israelul este copt pentru a-și rezidi templu. Nimeni nu poate să dea un cadou mai mare lui Israel decât să-i dea templu. La ora actuală sunt gata să compromită, să pună templu oriunde numai să-l pună. Au pietrele făcute, au uneltele în afară de chivot construite, au vaca roșie, au vestimentația preoțească, au preoții, au leviții, au trâmbițele, au tot ca să-și facă templu. Cum va reuși Anticrist să le dea templul și să facă pe toată lumea fericită și mulțumită? Cu puterea celui rău și cu semnele supranaturale mincinoase ale diavolului. Dar va fi o seducție în masă, globală. Și diavolul va reuși lucrul ăsta prin Anticrist. Unii mi-au spus, frate, dar n-are timp, e prea repede. Cum poate el într-un timp atât de scurt, dacă zici că pe la 2030-40 nu mai e timp? Măi, în istorie sunt oameni care au făcut isprăvi foarte mari într-un timp foarte scurt. Unul dintre cei mai mari monștri ai istoriei este Hitler. În 1933 a preluat o Germanie praf, zob. Oamenii mâncau ciorbă în stradă, că mureau de foame. În 12 ani a transformat Germania în cea mai mare putere militară și economică a lumii. Toată lumea s-a unit să-i bată și abia au reușit. Și au reușit din cauza nebuniei lui Hitler și a deciziilor lui complet orbite de Dumnezeu, zic eu. Și în aia 12 ani a avut timp și să facă 5 ani un război mondial. Niciodată să nu subestimăm puterea diavolului de a se grăbi și de a face lucrurile repede. Care cu cine? Are armate de demoni. Și toată lumea zace în cel rău și până la urmă e manipulată și papetărită, păpușerită de diavolul. În contextul actual, Israelul nu este ceea ce Dumnezeu așteaptă să fie Israelul, pentru că Israelul este un stat secular, Israelul îl urăște pe Domnul și nu-l acceptă pe Mesia, Israelul îmbrățișează stilul de viață homosexual, sunt foarte mulți evrei atei, Israelul nu-l reprezintă pe Dumnezeu, nici pe Iahve, nu mai vorbim de Domnul Iisus Hristos așa cum ar trebui. Iar pentru noi, Țara Sfântă e patria cerească, un morman de pietre și de dărâmături. Dar e interesant să le vezi. Ascultați, nu contează. Prin credință ei sunt frații noștri. Pentru că în Efeseni, capitolul 2, spune așa, că în trupul său, Domnul Iisus Hristos a dărâmat zidul și l-a înlăturat între cei doi, ca să facă pace între ei și Dumnezeu. Cine sunt ei doi? Israel și neamurile. Și amândoi au intrare la Tatăl prin același Duh. Cu alte cuvinte, de drept, noi și Israelul suntem frați. De fapt, noi suntem pentru ei. Ei încă nu ne recunosc. Dar în Apocalipsa 12 spune părâșul fraților noștri. În Apocalipsa 12 nu suntem doar de drept, suntem de fapt. Și prin credință noi iubim Israelul în mod necondiționat. Prin credință vorbim de bine Israelul. Prin credință facem urări pentru fericirea Ierusalimului și ne rugăm pentru pace în casele lui domnești, pentru că cine rostește binecuvântare pentru Ierusalim, rostește binecuvântare peste sine însuși. Ce face Dumnezeu cu Israelul e treaba stăpânului cu poporul său. Noi n-avem voie să zicem o vorbă rea lui Iacov. De aceea noi susținem cauza Israelului, pentru că statul Israel n-a fost înviat nici de Organizația Națiunilor Unite, nici de America și nici de Europa. A fost înviat de Dumnezeu, pentru că a fost prins în planul profetic al lui Dumnezeu. Și atunci,
Eu mă rog pentru Israel, eu țin cu Israel, eu îi doresc binele Israelului și mă rog să vină ziua când să devină și de drept și de fapt frații noștri. Amin.